Dar întâi și întâi cred că ar fi bine să vă prezint cele două formații. UMT-ul cu Almăjan în poartă, jucători de câmp Luca Mihai Covaci, Briciu Marișescu din minutul 37, Mada Paleacu, Sergiu Bar, Samargi, locuit de Cosmin Bar în minutul 25, Vasco, Șoani Covaci și Ninciovici. De partea cealaltă, Corvinul cu Rahoveanu în poartă, în câmpul rus, Marincău, locuit cu Andrei, Haidiner, Mocioi, Șandor, Dincă, Dinu, Mitrică, Stârg și Ghear. Desigur că noastră cunoașteți la această oră rezultatul, ați avut ocazia să urmăriți principalele faze și în retrospectiva săptămânii. Astăzi, la distanță de câteva zile de această partidă, între care s-a interpus victoria UMT-ului la UTA, putem discuta despre această partidă cu mai multă degajare. Vă las plăcerea de a urmări aceste 10 minute de rezumat din meciul dintre UMT și Corvinul Hunedoara. Iată un prim șut al lui Paleacu. Din nefericire, pe mijlocul porții, acolo unde portarul Rahoveanu a reușit să rețină. Și o lovitură a celor de la Corvinul. Un nou atac al celor de la UMT, o centrare în interiorul careului și iată faza la care Imi Vasco trimite balonul în vară. Ca de obicei la asemenea faze, cei care vedeți reluarea fazei, cei care trimit balonul în bară acuză ghinionurile, iar cei care au avantaj datorită barei sunt fericiți că au avut noroc. Iată o lovitură liberă în favoarea celor de la OMT, puțin din unghi, și se produce deschiderea scorului, gol marcat de Imi Vasco, cine altcineva putea să facă dintr-o asemenea poziție. Cum îți explici, Florine, că Imi, care nu este un jucător înalt și nu este un jucător de tip, hai să zicem, cămătaru sau eu știu, vârfuri din acestea cu fizic mare, care trag apărarea. Are o detentă foarte, foarte bună și simte poarta. Ce are și putere de anticipație. Da, bineînțeles. Nu este curtat degeaba de multe echipe din divizia. Un și jucător foarte bun. Am observat că aparițiile lui în faza de finalizare sunt absolut imprevizibile. Dar are simțul porții. Are simțul porții. Se demarce. Dar un asemenea tip de jucător, nu știu, poate mă contraziceți, am și un antrenor aici în dreapta mea, nu ar putea să facă ceea ce face pe teren dacă n-ar avea în spate o linie mediană care să-l pună în valoare. Aici este și cum se încadrează tactic. Normal, fiecare echipă își propune o tactică generală, o tactică specială pentru fiecare joc, care în funcție de jucătorii de care dispune poate să câștige jocul pe 2-3 valori individuale. Și Vasco este una din fără aceste piese Vasco care este o valoare, pentru că dacă n-ar avea valoare, n-ar fi golgeterul seria a doua divizie, este foarte clar. Deci numărul de goluri pe care, și iată goluri marcate de oaspeți. Cum poți să comentezi singura faza asta? Singura lor clară de atac și gol. Centrare de pe dreapta. Revedem faza. Blocat în primă instanță. În primă instanță, da. Dar după aceea
continuarea fazei a avut timp să-și așeze mingea și a dat-o și puțin în față, cam singur. Deși cam avea erau jucători în careu. Trei jucători în jurul mingii și unul pe linia portii. Cât de mult se simte absența lui Cristi Ritter din echipă? Să știți că se simte foarte mult, pentru că el specula spațiile lăsate de Vasco, de Imi Vasco. Imi se demarcă foarte mult pe lateral și trage oamenii după el. Și el știa foarte, foarte bine să... I-am dominat prima reprivă, clar. Sub presiune i-am ținut. Păcat de acest 1-1. Dăm puncte foarte ușor acasă. Nu cumva intervine, iată o nouă ocazie. Nu cumva intervine și o anume, ca să zic așa, un fel de lejeritate în joc, o lipsă de concentrare în partidele de acasă? Nu cred că există așa ceva. Nu știu, eu întreb, eu nu... Nu, și eu răspund. Deci eu nu acuz, întreb. Pentru că nu pot să știu ce în capul jucătorului. Adică voi știți mult mai bine în teren ceea ce se întâmplă decât cei din tribună. Da. Să știți că este foarte greu să stai pe marginea terenului. Da, eu miercuri am stat pe marginea terenului și... Da, apropo, mai greu de ce n-ai jucat miercuri? Patru galbene. Am luat galben la Sibiu. În urma unui fault pe care l-am comis în tot... A fost singurul fault al meu din toată partida. Și am luat galben. La ghinion. Acum sunt secvențe din cea de-a doua parte a meciului. Timp ar fi fost suficient pentru a vă apropia victoria. 45 de minute se putea marca. Și iată, chiar cu ocazie. Din nou o fază care l-a avut în prim plan pe Imi Vasco. Mai degrabă Paleacu. Sigur, a făcut fază, da. Și acum Șoani Covaci, nu? Da. Cum se vede, așa cu ochii de fotbalist, cum se vede o partidă de pe bancă și cum se vede acum la televizor? Aceeași partidă. Diferite stări. Bine, în afară de starea psihică în care ești, pentru că acum știi rezultatul, știi ce s-a întâmplat, e altă stare psihică. Ce s-a făcut psihică. Bine, ce s-a făcut. Da. E foarte greu să stai pe bancă, să... Bine, am stat pe bancă. Am stat în spatele porții, din partea noastră. Dinspre tunel. Dinspre tunel, da. Și iată una dintre puținele ocazii ale... Care se putea încheia cu gol. Care se putea încheia cu gol și putea să fie 1-2. În ciuda faptului că Meteo a avut mai mult posesia balonului, a presat mai mult poarta adversă. Da, un șut al lui Imi Vasco. Lovitură liberă executată de Dinu. Prin zid. Mai precis, între zidul vostru și coechipierul său. Da,
asta, colegul meu da, insistă mult a insistat la această lovitură liberă, tocmai pe ideea că mingea șutată de Dinu s-a lovit de mâna coechipierului său, că de aia a insistat la, în montaj la această fază. Dar de aici putea să iasă altceva, o minge deviată din zid derutează enorm portarul.